Credere în mine. Când e să fie talent, nu mai e nevoie de explicații. Doar atât. Aplauze pentru Iulian Neagu. Așa da! Seamănă cu Mr. Bean puțin. Nu? Magie! Să fie! Vă plac tocurile cu cărți? Nu! Da! Sunteți fierți, știu. Da. Am aici niște cărți. Bravo! E o glumă. Am 4 cărți publicate în Spania. Ia da aici, Mihai! 2 ghiduri de călătorie pentru a promova nordul Spaniei, 2 ghiduri de călătorie pentru a promova România, țara noastră dragă. Prima glumă de deschidere bună. Am un număr cu cărți. Drang. Cărți scrise. Dar să începem la adevăratele trucuri cu cărți. Ia! Bun. Am un pic de trac nervos, cu toate că în Spania am apărut presă, televiziune, radio. Este scenariu impone mucho. Bun. Da. Îți plac trucurile cu cărți? Da. Tu în seara asta vei fi mentalist. Îmi vei da 3 cărți. Eu îți voi cere 3 cărți, iar tu mi le vei da fără să te duci la carte. Și trebuie să găsești cărțile. Ok? Nu știu că în serios, exact. Îmi da 3 cărți? De aici, fără să te duci la ea. Mi-l dai. Între treflă, nu te uiți la ea, mi-o dai mie. Chelu, te rog frumos, notezi, 3 de treflă. Pardon. Bun, țineți minte. Dăm un 10 de treflă, fără să te uiți la ea. 3 de treflă, 10 de treflă și un as de inimă roșie. Vreau să fie ultima carte. Ultima o ei și să fie as de inimă roșie. Ce am cerut? Ați notat? Acum. 3 de treflă, 10 de treflă, as de inimă roșie. Cum ai făcut? M-am conectat. Genial. Da. Ești mentalist. Te simți mai important? Îți dai aere. Știi culmea importanței? De ce mănâncă românii fasole? Ca să-și dea aere. Foarte bun asta. Excelent. Chelu, un truc matematic pentru tine. Știu că tu ești cu matematica, îți place. Am terminat mate fizică la liceu. Da. Vreau să te gândești la un număr. Din câte cifre? Din 3 cifre, dar să nu fie un număr ușor, să nu fie 333 sau 666. Să fie toate cifrele diferite. 2 secunde. Ce idee bună ai avut să stăm. Hai să vedem. Da, emoțiile. Nu fiți agitat. Nu, tot feste emoțiile. Bun. Un număr dintre cifre să nu fie toate la fel, da? L-ai scris. Vreau să scrii lângă inversul lui. Bun, de exemplu, eu mă gândesc la 2, 8, 3, invers, 3, 8, 2. Vreau să scaz... Să scad. Ce par? Un chelner? Un barman? Noi n-am vrut să facem gluma aia, evident. Dar s-a făcut când a... Când a apărut cu meniul... N-ai mai... Vreau să scazi din numărul mai mare în numărul mai mic. O secundă, stați că am fost varză la matematică, puțină răbdare. Numărul mai mare, îl scrii deasupra. Imediat, nu mă încurcați, mă speriați, stați puțin că tremură matematica în creier. Stai, nu râde că o să ajungi ca mine. Acum nu pot să mă gândesc decât la chestia asta cu ciorbița de băgut. Așa. Doar pentru plăcerea mea, puteți să spuneți smântână Ardeiaș? Smântână Ardeiaș? Nu pot să cred. Suntem nemâncați. Impecabil. De 4 ore. Impecabil. Smântână Ardei, pâine? Băi, a fost atât de acolo. Fizic îl arată ca un chelner. În sensul că în momentul în care închizi ochii și te gândești la un chelner pentru un film, bă, ți se pare foarte potrivit. Deci, ați avut așa. Nu, n-am spus, nu, stai, bă, nu, stai, nu, băi, nu, n-am spus bine, nu, atenție. Omul respira restaurant. Despre asta eu. Nu știu exact dacă este corect, dar o mizerie se întâmplă dacă n-am greșit calculul, se întâmplă o mare mizerie dacă n-am greșit calculul. L-a omorât pe Chelu. Dacă vrei să-l faci pe Chelu să tacă, îi dai niște matematici. Asta. Calcule, el a stat pe calcule. Lui a plăcut, că el oricum stă și calculează. Câte glume bune. Ca un consopis de la bătrân. Stimată colegă, m-am îndoit o secundă de capacitățile mele de a scădea dintr-un număr de 3 cifre, un alt număr de 3 cifre, culmea, mai mic. Chelu, ai terminat? Cred că da. Ai rezultatul? Da. Pentru că dedesubt vreau să scriu inversul rezultatului. Mamă, mă nenorocești. Inversul rezultatului? Da. L-ai scris? Stai așa... Gata. Și acum vreau să adun.
Ce? Ultimele două. Ultimele două? Ultimele două numere? Rezultatul cu inversul rezultatului. Să știi că mi-a fost greu. Eu am avut numai 5, 4, 5, 5, 30, 5, 60 la matematică. Pentru mine 5 era sfânt. Bă, dar asta e o verificare sau ce? Trebuia să fac mai bine un truc cu cărți. Să știi că era mai simplu pentru mine. Bă, deci când i-a dat ochelul de socotit, m-am gândit că în momentul în care va termina chestia aia de socotit, efectiv, chelul o să ridice privirea și să spună da, putem avea viață pe Marte. Așa, gata, avem ceva. 1098. Nu, înseamnă că sunt prost la matematică. 1098, trebuia să-ți iasă. Ce număr ți-a ieșit? 1089. Dacă calculezi încă o dată, va fi 1098. Ești nebun la cap, dar ce s-a obligat? Dar nu înțeleg altceva. Ce p***a nu e un calculator? Noi, adică e bine să te antrenezi mintea, să faci niște calcule, așa să le faci cu aia, dar totuși suntem la un show, nu? Dar el știe că mă duc acasă și refac. Refaci acasă, da. Mai ales că era o chestie bășită, pe care am mai întâlnit-o de nu știu câte ori, asta cu spune un număr, adună cu nu știu cât, scade cu nu știu cât, și bineînțeles că ajungi la rezultatul cu taie și cu taie. Să vă zic niște bancuri. Da. Cu această ocazie. Da. Da. De ce râzi? Da. Bancurile mele vor fi cu și despre ministrul turismului. De ce? Pentru că sunt un pic revoltat. Ministrul, care e camera ministrului? Să-i bat un pic obrazul. Avem o țară deosebit de frumoasă. Vă rog să vă uitați la pagina 116. Această carte, da, este un ghid de călătorie cu multe recorduri și atracții turistice inedite la pagina 116 în această carte. Hai să râzi, dar n-am greșit. Și vreau să-mi citiți un record care nu-l cunoașteți. A trecut peste! Știți, da, România are multe atracții turistice, are... N-am greșit! Multe obiective turistice. Meu, deci fac toate eforturile să vă... Tu ai greșit. Eu am greșit, scuze. Ai greșit. Scad un punct. Bun, bun. Chiar am fost mințit de către concurent cum că aș fi greșit calculul. Eu, necredincios fiind, am utilizat telefonul proprietate personală și i-a spus, băi, vezi că telefonul nu minte. Dar hai să vă zic un banc despre ministrul turismului. Bun? Da. Ministrul turismului ce a pățit? A avut limbrici. Niște limbrici la stomac, la intestin, limbrici, cum să scape? A fost prin țări străine, operații, lasere, toate. I-au omorât limbrici, iar a rămas unul care era cam fâșneț. Ce să facă, ce să facă? A ajuns la guvern în România și a zis, vezi că în munții noștri, în România, este un vraci bătrân care e ciudat, trăznic, dar te vindecă de orice. Tu trebuie doar 3 zile să-l asculți. Zici, făcut, se duce acolo pentru că nu mai putea, nu mai suporta durerile. Limbricul ăsta au încercat să-l taie, să-l coasă. Limbricul fugea din stânga în dreapta, de sus în jos. Bun, ajunge la vraci și spune așa. Mâine dimineață vii cu un pachet de biscuiți și un kilogram de mandarine. Vine, îl întinde pe pat a doua zi, îi dă pantalonii jos, burta în jos, îl știi bancul? Și... Nu știe. Și începe să-i bage în fund biscuite, mandarină, biscuite, mandarină, biscuite, mandarină. Ua, pleacă ăsta acasă seara, terminat, prăpădit, vai de el, cărcănat. Ce mi-ați făcut, ce mi-ați făcut, vreți să mă omorâți? A doua zi, vracu, ia-ți la fel. Vii a doua zi, 2 kg de mandarine, 2 kg de biscuiți. Deci a doua zi, aceeași operațiune, întinde pe pat, pantaloni jos, bagă în fund limbrici, mandarine, biscuite, biscuite, mandarine. A treia zi, la fel, 3 kg și 3 kg. Ultima zi, zice vracu, vii cu 1 kg de biscuiți și 2 cărămizi. Ăsta l-a luat transpirația când a auzit. Ha, 3 zile cărcănat, vai de el pe moarte, cu 2 cărămizi. Da, la 2 cărămizi și 1 kg de biscuiți. Aceeași operațiune, îl întinde pe pat, pantaloni jos, chiloți jos și bagă în fund. Biscuite. Iese limbricul. Iese limbricul. Dar mandarine nu mai aveți? Și bam, da. 2 cărămizi. Da, ia. Că știam pe ăsta. Vechi, dar prost. Nu știam. Bun, atunci... Și tu știi? Da, da, eu știam cu tenie. A. A avut, ne-a rupt. Acum ce? Vreau să zici stop. Vreau să zici stop când vrei tu. Sunt 54 de cărți, da? 52 cărți normale și 2 jokeri. L-a și prins pe ăsta într-un moment în care îi se pune lui Cianga și îi dai să facă ceva și dar dracu stă. Tu zici stop când vrei tu? Continuați, ne apropiem. Tu vei avea 52 de șanse, înțelegi? Da. Bun, mai dăm. Stop! Bun, tu ai 52 de cărți. Dacă va ieși o carte de-a ta, mă votez cu nu. Mamă, mor, băi, nu se mai poate, bă, băiatul. Eu am doar 2 jocuri. Stai mai încet, stai. Dacă votez... Sunt 54 de cărți. 52, ai zis. 52 plus 2 jocuri, 54. Gata, am înțeles. Nu mai, bă, stăm de jumătate de oră cu un banc cu librică. Dacă iese orice carte din pentru market. Pentru că eu îți cer o carte, da. Mă votez cu nu. Ai 52 de șanse, tu. Așa. Eu am doar 2 șanse, 2 jocuri. Dacă iese jokerul, la final, mă votez cu da. Dau mine. Ok. Acum voi face hai două... Hai să strângem mâinile. Voi face două coloane.
Și dacă, ți-am zis, tu ai 52 de șanse, eu doar 2. Dacă este alegi, bun, avem stânga sau dreapta. Știați bancul cu limbricul? A, bun, deci de aici trebuie să iasă Joker. Trebuie să alegi una din cărți. Dacă e Joker, am doar 2 șanse eu să-mi iasă, mă vede, da. Tu ai 52 de șanse, dar dacă e Joker, e al meu. Dacă am înțeles, tu tragi una, eu trag alta. Tu tragi una. De unde trag? Asta sau asta? Dacă e Joker, l-am câștigat. A, Joker. Gata, domnule. Trage și pe alaltă? Tot Joker. A, bravo, domnule. Deci eu aveam șansele, nu? Mihai e în public? Mihai e în public, mă. Nu se poate, bă, să vii. Bă, să ai un număr de magie, să stai 30 de minute și din asta 30 de minute să fie 20 de minute de discuții despre ape, munți, lacuri. Eu sunt ghid turistic în Spania. Am publicat aceste cărți și am promovat mult România. Cărți nesfârșite pe care le-a scris în... vin, bomboane, l-au omorât drumurile. Bă, bancolo, bancoace, bancolo, bancoace, bă, că fac magie, de fapt, nu, stai că nu mai fac acum, că trebuie să vă dau cartea asta, da, cartea asta, bă, da. Te-am prețisit, scuze, cam atât, nu știu, îți mai fac un truc, mai vrei un truc? Tot eu vreau să particip. Jurați-o, asta v-a spus fața mea. V-ați uitat la mine și a zis, bă, omul ăsta mai vrea un truc. Punem ce carte. Dacă stai o mână, ești Venus. La exasperă cu micăiță. De ce? Care a ajuns întins pe scenă. Păi nu se mai termină. Hai să lăsăm pozeneurile la ora asta. Suferința lui Mihai Bendeacă poate trece neobservată dacă respirați adânc. Concurentul nostru a avut parte de atenție, politețe. Spune-mi ce carte este? 2 de inimă neagră. Eu știu, bă. Acum ți le zic eu. 9 de inimă roșie. 4 de romb? Da. Azi de treflă? Da. Nu vreau să-l luțez, pentru că pot să vă țin așa cu toate 54 de cărți. Azi de inimă neagră? Ăla știi cât de simplu e de făcut. Dați-mi niște cărți că vă arăt imediat. Știi cum se face asta? Întoarce și îl vede înainte, îl vede pe spate. El avea întoarse cărțile pe partea asta. Și îl ținea minte cartea de dinainte. Da, mă. Eu acum am 3 de roșu, știi? Îți spunea în cartea. E 3 de roșu, da? 3 de roșu? Bun. Da, e juvete de treflă. E o tâmpen, e nimic. Bun. 5 de inimă neagră urmează. 10 de inimă neagră va urma. Și? Sunt conectat la tine. Continui. Stai, mă, că mă conectez și eu la tine. Stai acolo. Bă, și efectiv, la un moment dat am cedat după 30 de minute. Bă, am căzut în picioare și auzeam în continuu, de auzeam. 6 de treflă. Avem. Un Joker. 3 de rom. 3 de rom. 4 de aia. Bă, deci să mori auzind asta, bă, băiatule, să faci un atac cerebral. Și asta să fie ultimul lucru pe care le... Domnule, da, da.